că nu sunt dispus la prima reunire. Ne-am întrunit într-un efectiv lărgit, cu mulți juniori de la Iași veniți să-i vedem, cu echipa veche aproximativ toți jucătorii au răspuns prezent. Acum vom vedea cât să rămână, dacă o să reziste la pregătire, nu am decât să-i păstrez. Mai sunt trei jucători noi, Andu Moisi, care în trecut a fost la Borca, Andrei Apostol, care a fost la Pașcan și la Ceahlău, și Gorovei, care a fost la Miroslava. Mai așteptăm câțiva jucători, chiar și doi străini, poate ceva mai greu cu vizile lor, dar sperăm să în cel mult două săptămâni să clarificăm situația lotului. Dacă vor mai fi una, două cu completări, poate ok, dacă nu, cu ăștia sunt cu ăștia de filă. Am început o nouă etapă la Târgu Neamț. După un an foarte greu, am reușit să aducem fotbalul Târgu Neamțean la nivelul Ligii a 3-a. Cred că le-am făcut o bucurie și suporterilor noștri și tuturor locuitorilor orașului Târgu Neamț. Începând de astăzi, echipa a început pregătirea centralizată. Avem unele noutăți în lot față de, de anul trecut. Am început o colaborare și cu cei de la Poli Iași. Ne-au trimis 7 juniori, pe care rămâne să-i vedem în perioada ce urmează. Și o să ținem legătura cu ei și o să vedem care dintre cei 7 o să continue și din august alături de noi.